Da, domnule primar, luăm o discuție pe care am mai făcut-o noi cândva și aici îi provoc pe cei care ne privesc și pe dumneavoastră să stăm de vorbă cu prim vicepreședintele PNL, Cristian Său Dorin Vlașe. N-ați mai fost de mult intervievat pe această poziție și vă să întreb din această poziție, liberalul Dorin Vlașe, fost Partid Democrat Liberal, deci tot în zona de dreapta, să zic așa, cum vede în acest moment situația? Ce crede prin vicepreședintele PNL atât de politică națională, cât mai ales sigur venim și aici în județ și... E greu să faci politică în aceste vremuri, e cât se poate de clar și poate că e și evident că se vede, inclusiv pe media și pe site-urile de socializare, că în ultima perioadă, sau cel puțin și în perioada aceasta, se face foarte puțină politică, adică chiar și oamenii politici ajung să nu se mai asocieze atât de mult cu politica, dar vrând nevrând, noi trebuie să ținem acel parcurs, pentru că încă în acest sistem în care ne aflăm, mai ales noi, persoanele care facem și administrație publică, depindem întru totul de politic și atunci trebuie să ne dăm cât de cât sau minimul de interes să menținem un echilibru și în această zonă, administrație cu politică. În primul rând, ca și primar, e greu să faci politică pentru că nu ți ajunge nici timpul. Doi la mână, vremurile sunt de așa natură încât, ce spuneam mai devreme, toată lumea parcă evită să facă politică, orice numai politică, nu. Și dacă asta spun deja politicieni, înseamnă că e o problemă, pentru că va spune că în urmă cu 10 ani sau cu 12 ani sau cu 14 ani, era o plăcere parcă să faci politică, era o plăcere să te oprești pe stradă cu un om, să, nu știu, să-i aduci niște convingeri, să-l convingi în anumite sensuri, să-i spui că, uite, asta ar fi cel mai bine pentru ei. Acum e mai complicat. Ne aflăm la guvernare. Noi, cel puțin de 3 ani, am început acea guvernare cu USR, care a eșuat ulterior, intrând în această guvernare de coaliție cu PSD, UDMR, după care am rămas doar cu PSD. Nu e deloc simplu nici să fii premier astăzi, cât se poate de clar. Mai mult de atât, nici măcar ministru, mai ales să nu fii ministrul finanțelor. Nici nu vreau să mă gândesc ce poate simți ministrul finanțelor sau ce presiune sau la ce presiune e expus în această perioadă. Dar cert este că în continuare avem nevoie de oameni care să guverneze și de oameni care să guverneze bine și de oameni care să guverneze și sănătos. Pentru că vedeți că acum deja, aflându-ne în acest final de an, oarecum preelectoral, anul viitor o să ne confruntăm poate cu cel mai greu an și din acest punct de vedere, să ai 4 rânduri de alegeri în aceste vremuri, nu va fi deloc simplu. Și mai mult de atât, chiar și această, nici nu știu cum să-i spun, respingere din partea electoratului sau a românilor pe ceea ce privește... N-aș spune neapărat că mi-e frică. Pe de o parte, da, pentru că oricât de mult ai munci în administrație, e clar că într-o oarecare măsură vei fi afectat de ce s-a întâmplat și la nivel național, odată ce ești la guvernare prin partidul nostru, adică dacă noi, Partidul Național Liberal, suntem la guvernare de 3 ani, e cât se poate de clar că acolo a existat o erodare. E clar că există o nemulțumire. Se puteau face poate mai multe lucruri și nu s-au întâmplat. E cât se poate, e clar că acele lucruri vin până la firul ierbii, adică până la alegerile locale. Că vedeți cum e că de multe ori se spune că localele sunt locale, acolo contează omul. Într-adevăr, contează omul. Asta e cât se poate, e clar. Dar și partidul te poate ajuta sau te poate încurca. Sunteți pentru... A fost ieri un birou politic național, Partidul Național Liberal, s-au luat niște decizii, încă nu știm oficial foarte multe lucruri, dar pe surse evident că domnul Ciucă a transmis că se poate merge și PNL ar putea merge singur la alegeri. Sunteți pentru liste comune sau pentru liste separate în ceea ce privește relația cu PSD-ul? Ca să fiu foarte sincer, întotdeauna am fost un om așa, pentru unitate.
mai ales când ai astfel de vremuri, ai nevoie de un echilibru, cât se poate, e clar. Și avem nevoie de un echilibru, mai ales pe plan guvernamental, unde cu siguranță asta ar fi rezolvarea. Acum, ce pot să spun? E greu, două partide cu două viziuni total diferite, unul de stânga, unul de dreapta. Acum nu putem spune că noi, PNL, am mai luat măsuri de stânga sau PSD ia măsuri de dreapta. Avem multe modele prin care două mari partide pot să funcționeze bine. Dacă ne raportăm la vremuri, cu siguranță ar fi recomandat să se meargă împreună. E cât se poate de clar. Că ne convine, că nu ne convine, că ne place, că nu ne place. Ar fi sănătos, în primul rând. Dacă ar fi să o gândim doar pe plan politic, bineînțeles că nu. Acolo, noi, PNL, trebuie să tragem tare, să vedem totuși unde ne situăm, unde ne aflăm. Pentru că am pierdut în ăștia 3 ani, e cât se poate, e clar cine s-a gândit că o să venim la guvernare tocmai când apare și o pandemie. Că nevrând a trebuit să fim în acea perioadă acolo. Și mai mult de atât, și acum în actuala guvernare, vedeți cum funcționează lucrurile. Astăzi un ministru are probleme, mâine apare o altă problemă legată de venituri, poi mâine apare o problemă legată de pensii, după care apar alte tipuri de probleme chiar legate de finanțarea pentru administrațiile publice locale, care vă spun că se află într-o perioadă extrem, extrem de dificilă. Încă la acest moment sunt primării care abia își plătesc salariile. Așa este. Nimeni nu e de vină că s-a ajuns așa, pentru că mai sunt politicieni la nivel național care cumva aruncă vina pe unii primari, că n-au gestionat bine lucrurile, că nu așa se face, că n-au gestionat cheltuielile cum trebuie, că trebuie să se întindă numai atât cât e plapuma, acea poveste minunată. Dar toate aceste lucruri trebuie făcute ca la carte. Le pornești de undeva. Ok, anul ăsta nu luăm nicio măsură. De la anul, voi primăria Năsău, nu aveți voie să aveți mai mult de 100 de angajați. Nu mai aveți voie să depășiți. Nu aveți voie, aveți plafon de cheltuieli în acea zonă. La reparații nu mai aveți voie să faceți aia. Nu mai aveți voie să organizați, nu știu, zilele orașului, nu mai aveți voie să faceți asta, nu mai aveți voie să faceți asta. Și atunci, noi o să ne creăm acel buget și o să știm să informăm cetățenii exact așa cum trebuie. Să ne pregătim din timp. Dar așa cu măsuri, astăzi puteți face angajări, de mâine nu mai puteți face angajări. De voi mâine nu vă mai dăm niciun ban, să vă descurcați cu asta, e greu. Întrebare mai discretă, mai delicată. S-a zonit pe la cursurile politicii bistrițene că ați vrea să candidați din partea PSD pentru un viitor mandat la Năsău. Da, pe mine mă surprind. Nu știu, eu acum de cele mai multe ori le iau așa sub formă de glumă. Da. Am mai auzit-o și eu, mai puțin ce e drept. N-a existat niciodată niciun fel de discuție în acest sens. Nu am avut niciodată niciun fel de discuție în acest sens. Mă surprinde de unde apar astfel de informații, cu atât mai mult că totuși că vor unii să o ia de bună sau nu, sau să înțeleagă sau nu, sunt prin vicepreședinte la PNL, pe Bistrița Năsăud. Adică sunt președintele PNL pe Năsăud, unde am construit o organizație. Să treci la un alt partid așa peste noapte, mi se pare ceva bizar. Nu pot să spun de unde au apărut aceste tipuri de zvonuri. Că am o relație bună cu cei din PSD, e ceva normal. Eu am o altă mentalitate, pentru că vin dintr-o altă generație. Ar fi și culmea să mă duc în urmă cu 15 ani, în vremuri în care liderii se băteau între ei sau, nu știu, aveau echipe în care de luptă, da, care rupeau sau dezipeau fișe. E cât se poate de clar că sunt doar zvonuri. Nici de cum nu am avut nici măcar o discuție în acest sens cu nimeni. Deci, cât se poate de clar. Optimist, pesimist față de 2024? Am fost optimist întotdeauna și o să rămân în continuare. Cu toate că acel grad de optimism mi-a scăzut mult în ultima perioadă, dar rămân tot în acea zonă. Va fi un an greu, dar rămân în acea zonă de optimism.